Astăzi, platforma Divinitate și Adevăr iese într-o conferință de presă pentru a marca cele mai importante momente din legea bugetului și politica bugetar-fiscală. Facem această analiză și venim cu propunerile care urmează să le facă colegii mei pe diferite domenii de activitate în legătură cu faptul că mâine se va întruni guvernul într-o ședință pentru a da avize. Într-o analiză generală trebuie să recunoaștem că sunt inițiative bune, dar este loc de mai bine, sunt și anumite momente critice. Tot procesul ăsta, evident, a fost unul foarte rapid, în lipsa unor transparențe, totuși ne-a luat ceva timp să facem o analiză exhaustivă pe mai multe domenii și o să rog pe rând colegii să se expună pe diferite domenii. O să începem această analiză cu doamna Zinaida Cebănaș, care va veni cu propuneri pe segmentul întreprinderilor mici și mijlocii. Doamna Cebănaș este membru a Biroului Politic Național, este un antreprenor de succes, deci știe exact lacunile din legislație, inclusiv din legile prezentate săptămâna trecută în Parlament, pentru a fi îmbunătățit. Mulțumesc! Bună ziua! Stimați colegi, reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, sunt Zinaida Cebănaș, cu experiență de peste 20 de ani ca antreprenor de succes în Republica Moldova. Mai nou, membru a Biroului Politic Național, Platforma DA. Astăzi vorbim despre cum vrem să facem o afacere în Republica Moldova. Activăm într-un stat care pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană, unde politicile sunt orientate spre un mediu de afaceri favorabil, spre promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului și inovației. Au trecut mai bine de 6 luni de când Republica Moldova a transmis Uniunii Europene chestionarul completat pentru aderare, în care este specificat că Ministerul Economiei dezvoltă și implementează instrumente și măsuri de suport a întreprinderilor. Realitățile pe care le întâlnim însă sunt altele. Starea de vulnerabilitate extremă cu care se confruntă antreprenorii se amplifică pe zi ce trece. Chiar dacă întreprinderile mici și mijlocii reprezintă nucleul economiei Republicii Moldova, politicile defectuoase promovate pe parcursul anilor și multiplele crize îi poate costa supraviețuirea. Pe lângă acestea, se mai adaugă efectele generate de războiul din vecinătate, inflația, împovărarea fiscală, colapsul în fața birocrației statului, concurența neloială și multe alte probleme. În Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii înseamnă nu doar contribuții semnificative la bugetul de stat, dar și conservarea produsului artizanal și ecologic. Noi vrem, în continuare, să coacem pâinea în localitățile noastre, să creștem legume și păsări de casă. În același timp, ne îndeplinim rolul de popor ospitalier, întâmpinându-ne turiștii la pensiunile agroturistice. Toate acestea, în timp ce oferim locuri de muncă, contribuind la creșterea bunăstării populației. Noi, micii antreprenori, solicităm ca ceea ce producem și oferim să fie susținut prin programe concrete de stat pentru a fi consumat și nu aruncat. E complicat, dar nu și imposibil. De la noi se așteaptă creșteri de defalcări la buget. Ministrul Economiei, domnul Gaibu, ne spunea că dacă nu rezistăm, vin alții. Oare așa arată programele de susținere promise în campania electorală? Dacă nu vom schimba atitudinea noastră, nu vom ajunge la vremuri mai bune, atât de mult promise de cei de la guvernare. Iată de ce venim cu un șir de recomandări sănătoase pentru a se susține întreprinderile mici și mijlocii și de unde ar putea beneficia și consumatorii. Prima propunere vine în susținerea persoanelor fizice ce prestează servicii sau îndeplinesc lucrări în baza contractului civil de muncă, a celor persoane care au nevoie de un program flexibil de muncă. Aceste persoane fie au la îngrijire copiii de vârstă preșcolară, fie sunt persoane vârstnice sau cu nevoi speciale, fie sunt în căutarea unui loc stabil de muncă, merg la interviuri, participă la cursuri de formare. Din salariul calculat, li se reține lunar cele 9%, dar totuși sunt obligați să procure și polița de asigurare medicală.
În acest sens, propunem completarea articolului 6, alineatul 3 din legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală cu litera F cu textul următor. Informației aferente contractelor civile încheiate cu persoana fizică care nu deține statut de asigurat pentru perioada valabilității contractului civil. Totodată, propunem completarea articolului 6 alineatul 4 cu litera K în felul următor. Expirării și sau rezilierii contractului civil. Această modificare ar acorda statut de asigurat în medicină persoanei angajate în baza contractului civil pentru contribuțiile efectuate la reținerile din salariu și nu ar fi impusă să procure polița medicală, mai ales că de la 1 ianuarie 2023 prețul acesteia crește aproximativ de 3 ori și va costa 12.636 lei. Totodată se simplifică și pachetul de documente necesar la angajare, se exclude, astfel susținând și antreprenorul angajator, precum se facilitează și atragerea cadrelor competente la îndeplinirea unor sarcini importante. 2. E salutabil faptul că una din propunerile platformei DA din august 2022 cu privire la cota zero la impozitul pe venitul reinvestit a fost inclusă în politica bugetară fiscală începând cu anul 2023. Chiar dacă ministrul finanțelor, domnul Dumitru Budeanschi, spune că nu consideră necesară continuarea politicilor cu facilitățile fiscale, întrucât există deja programe pentru susținerea afacerilor, inclusiv prin politica de impozitare, venim să-i amintim domnului ministru că antreprenorii mici care achită 4% din venit nu vor beneficia de această facilitate. Iată de ce platforma DA consideră că este o nedreptate și vine cu îmbunătățiri prin completarea codului fiscal, articolul 54 terț, cu alineat nou, 1 prim, cu următorul conținut. Pentru perioada fiscală 2023-2025, cota impozitului constituie 0% din obiectul impunerei. 3. Următoarea propunere vine pentru a nu tergiversa calcularea și achitarea indemnizațiilor sociale și stabilirea tuturor categoriilor de pensii, fiind dependente de durata controlului fiscal și de a nu lăsa persoana care a devenit mai vulnerabilă pe motivul menționat mai sus într-o situație fără sursele de existență. Respectiv, propunem completarea codului fiscal articolul 188 cu un alineat nou 4 prim cu următorul conținut. Prin derogare de la prezentul alineat 4, darea de seamă fiscală corectată și prezentată în baza articolului 92, alineat 2 și 3, va fi luată în considerare după efectuarea controlului fiscal și va modifica darea de seamă precedentă doar aferent contribuțiilor de asigurări sociale sau dacă corectările au fost efectuate la solicitarea organului fiscal. Dacă nu se va lua în calcul această propunere a noastră, vom avea, cum am mai menționat mai sus, în unele cazuri tergiversări, informații eronate la calcularea pensiilor, buletinelor, dar și creșterea numărului de angajați la fisc, care e deja o altă problemă. Cu a patra propunere venim pentru a simplifica procedura de achiziții publice de valoare mică. Este necesară ajustarea valorii contului de plată din regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Astfel, propunem de a schimba punctul 3 a regulamentului pe tot parcursul textului suma de 10.000 lei cu 100.000 lei, care va micșora considerabil volumul de documente necesare pentru perfectarea acestor achiziții. Și punctul 5. În prezent, parcurgem o perioadă în care prețurile la energie electrică și termică se modifică foarte des. Avem multe localități mici unde astfel de servicii, cum este aprovizionarea cu apă, sanitație, colectarea deșeurilor și altele, sunt îndeplinite de întreprinderile mici, unde fondator este primăria. Tariful pentru aceste servicii
se aprobă de consilieri, iar după aceasta este verificat de cancelarea de stat. Este un proces de durată, de aceea tariful primit nu este relevant și nu acoperă sinecostul serviciilor acordate. Aceasta aduce la acumularea pierderilor și spre faliment. Odată ce aceste mici întreprinderi municipale sunt unicul furnizor de apă, canalizare și colectare deșeurilor, în aceste localități este riscul să rămânem fără apă și celelalte. Locurile de muncă vor fi lichidate, fapt ce va duce la creșterea pretendenților la indemnizații de șomaj, care sunt achitate tot din buget. Decât să achităm indemnizații pe termen scurt, mai bine să acordăm acestor întreprinderi compensații la fiecare creștere de preț la energie electrică, termică sau gaz natural. Solicităm îmbunătățirea metodologiei de calcul și aprobarea prețurilor din hotărârea cu privire la aprobarea metodologiei de determinare, aprobare și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor. Un subiect foarte important este combaterea muncii informale, care trebuie să fie un efort comun al statului, angajatorului și cetățeanului. Deci, ajutați-ne să vă putem ajuta. Conturi blocate, furnizări sistate, penalizări și amenzi usturătoare pentru întârzieri de plăți atât la buget cât și în celelalte domenii, anume aceasta avem. În schimbul mecanismelor promise care nu funcționează. Frica de a pierde și ultima sursă de existență, lăsând amprente pe urmași, îi face pe mulți antreprenori ai întreprinderilor mici și mijlocii să-și înghită de unii singuri amarul. Acum însă, mai des, decid să-și sisteze activitățile și să se facă diasporă. Aceasta fiindu-le ultima dorință. Să analizăm. Avem noi oare capacitatea de a monitoriza și duce spre succes anume proiectele prioritare de importanță majoră? Ne mai putem noi restabili încrederea că muncim 24 din 24 o facem pentru o siguranță în ziua de mâine? Că efortul ne va fi apreciat la justa valoare aici, la noi acasă? Stimați guvernanți, vă rugăm să includeți activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în lista de priorități pentru anul 2023 și să țineți cont de prezenta recomandare înainte de a vota proiectul politicii fiscale. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Cebănaș. În continuare îi vom oferi cuvântul doamnei Victoria Bogos, este vicepreședinta raionului Ialoveni. Va vorbi despre aceste legi prin prisma autorităților locale și va veni și la fel cu anumite recomandări. Mulțumesc! Mă numesc Victoria Marian Bogos, voi reprezenta astăzi autoritățile locale, atât de nivelul 2 cât și de nivelul 1. Aceste ieșiri ale noastre sau manifestări rezultă de fapt din lipsa de comunicare des întâlnită în procesul decizional de nivel central. Se creează impresia că cineva a pus pariu care va fi cea mai izolată guvernare din istoria Republicii Moldova. Stimați cetățeni, suntem în fața faptului, în fața aprobării bugetului de stat 2023 și constatăm nu prima dată că aceasta are loc cu anumite derapaje. Guvernarea oarecum le consideră floare la ureche, însă nu este deloc așa. Ni se spune foarte des că 30 de ani ne-au furat alții și că ne-au adus la sapă de lemn, însă constatăm că cărările pe care se merge sunt anume acele pe care s-a mers cei 30 de ani. Noi, cei de la firul ierbii, simțim din plin consecințele acestor decizii izolate, neconsultate, netransparente, fără avizul guvernului și aici aduc o comparație pentru cetățeni, în mod deosebit pentru consilierii locali, ar fi ca și cum noi am aprobat deciziile în Consiliul Local fără avizul Comisiei. Cum ar fi asta? Ar fi dezmăț. Cred că în scurt timp ne-ar fi luate mandatele, că încălcăm procedura.
apare o întrebare. Cine le ia mandatele celor care încalcă procedurile la nivel central? La subiectul bugetului de stat, aduc în discuție câteva aspecte ce se răsfrâng asupra autorităților locale. Se știe, de fapt, că, cel mai banal exemplu, în orice sondaj pe care îl vedem, la nivel local, în topul problemelor se află starea drumurilor. Apare o întrebare. În comparație cu 2021-2022, când fondul rutier, deci în 2021 până la scumpiri, fondul rutier, dau aici exemplu Consiliului Raional Ialoveni, cu siguranță aceeași situație este și în celelalte consilii raionale, bugetul fondului rutier a fost în sumă de peste 14 milioane de lei. În 2022, rata scumpirilor a ajuns în orientativul cifrei de 37%. În pofida scumpirilor, ne pomenim în anul 2023 cu suma fondului rutier micșorată cu peste 2 milioane de lei. Avem puțin peste 12 milioane în comparație cu 14 milioane. Constatăm că nivelul de trai din aceste modificări nici de cum nu poate evolua, deoarece atât la referindu-ne la drumurile de interes local, cât și cele sătești, cum le cunoaștem, același volum de lucru pe care îl făceai în 2021, exact același volum îl faci și acum. Chiar dacă tot anul sau prima jumătate a lui 2022 ni s-a trâmbițat că bugetele primăriilor au crescut. Au crescut bugetele primăriilor, au crescut și prețurile, am rămas la cota zero, de aici aceste aspecte nu se reflectă nici de cum în bugetul de stat de a ameliora situația. Un alt aspect la care vreau să mă refer este articolul 2, litera D, din legea bugetului pentru anul 2023, unde ni se spune, ni se comunică că Fondul Național de Dezvoltare Locală și Rurală s-au alocat 600 de milioane lei. Pentru comparație, cu 970 de milioane lei în anul 2021. Și parcă totul ar fi de înțeles, tarife mari, energie scumpă, gaz scump, aceeași problemă rămâne să ne frământe. De ce nu se comunică? În toată forfota satului european din 2022, anul curent, acum toate localitățile, primăriile sunt preocupate de perfectarea proiectelor tehnice pentru a aplica la următoarea rundă de sat european, unde, colac peste pupăză, aflăm că este micșorat cu 370 de milioane. De ce nu se comunică primarilor ca să nu închidă banii în proiecte tehnice, să-și reseteze oarecum intențiile și prioritățile pentru anul 2023? Un alt exemplu, elocvent de asemenea pentru raioanele noastre, este neacoperirea financiară, vorbim aici la direcțiile asistență socială, în cazul nostru pentru 90 de state, 90 de persoane, state de personal, rămân fără acoperire financiară la serviciul asistență personală. S-a gândit cineva ce face o mamă care are grijă de un copil cu handicap fără nicio sursă de venit sau invers, un copil care are grijă de un părinte fără nicio sursă de venit? Repet, sunt doar aspecte care sunt consecința lipsei de comunicare dintre autorități. Această neglijare îi vom vedea consecințele pe parcursul anului 2023. Spre final, aduc în discuție un aspect foarte mediatizat, dar mediatizat doar în declarațiile de presă, fiindcă în bugetele locale și în planurile bugetare nu s-a reflectat nicicum. Vorbim de majorarea cu 1.300 de lei a sferei bugetare, a angajaților din sfera bugetară și vă aduc la cunoștință că aceste surse nu au fost planificate nici la un nivel. Nici la nivelul 1, nici la nivelul 2. Întrebarea apare, cine mai făcea așa?
Și răspunsul ei pe loc făceau cei care ne tot trâmbițează toată ziua la toate televiziunile că 30 de ani ne-au furat și ne-au mințit. Este imposibil în condițiile în care autoritatea locală, din nivelul 2, de exemplu, în prima parte a lui 2023, va fi în fața faptului de a acoperi cheltuielile și deficitul pentru instituțiile de învățământ, pentru energie electrică și gaze. Să mai pui pe umăr și această majorare de salariu. Da, e benefică, doar că nu doar cu declarații de presă. Ea trebuia să se regăsească în legea bugetului 2023. Și un aspect legat de asemenea despre fondul rutier, vreau să-l readuc aici, este faptul schimbării destinației din destinație specială, cum de fapt așa și era până acum fondul rutier cu destinație specială, acum a fost modificată destinația generală. Oarecum dezlegându-se mâinile primăriilor de a gestiona banii într-o amplă varietate sau la libera lor dorință, dar aceasta are drept consecință lipsa drumurilor. Problema numărul 1 cu care și începusem, o constatăm că va persista și încă mult timp în sondaje vom găsi problema numărul 1, starea drumurilor și a infrastructurii din țara noastră. Pe această cale facem apel încă o dată spre a comunica, spre a consulta deciziile și înainte de toate de a da valoare omului de la firul ierbii. Vă mulțumesc! Mulțumim, Victoria. Încă un moment extrem de important este în legătură cu plafonarea taxelor locale, chiar și cele din domeniul funciar și bunurilor imobile. Orice plafonare de taxe fără consultarea taxelor locale, fără consultarea cu autoritățile locale, este un proces neconstituțional. Vă aduc aminte că în 2020, când socialiștii cu Șoră au încercat impunerea plafoanelor, am mers la Curtea Constituțională și am declarat această practică una drept nedemocratică și neconstituțională și orice limitare a împuternicirilor sau autonomiei locale are drept scop doar a face ca primarii să depindă mai mult de deciziile de la centru, a face o practică în care aleșii locali sunt nevoiți să vină cu mâna întinsă la Chișinău pentru surse suplimentare din buget, la lideri de partide, la guvern sau la deputații din Parlament. Este o practică extrem de nocivă, mai ales că de 30 de ani, așa cum a menționat doamna Bogos, noi îmblăm și trâmbițăm despre autonomie locală și despre descentralizare și, din păcate, în momentul de față nu vedem progrese în acest domeniu. Mai departe o să-i oferim cuvântul domnului Tănase. El este membru a Biroului Politic Național, vicepreședintele a raionului Soroca și un agricultor cu un stagiu de peste 20 de ani, diplome, medale și așa mai departe și va vorbi despre agricultură. Stimați concetățeni, în calitatea mea de agricultor, în primul rând, cu experiență de 10 de ani, vreau să îmi exprim îngrijorare pentru faptul că colegii cu care am fost în aceeași barcă politică cândva și spuneam de sus și tare cu tărie că noi nu vom fi ca ei, că noi vom fi altfel. Astăzi, de fapt, sunt pe locuri chiar mai puțin transparenți decât cei pe care i-am debarcat împreună de la putere. Miră faptul că un document atât de important cum este bugetul de stat nu a fost consultat pe cale guvernamentală cu agricultorii. Nu a fost consultat pe larg cu societatea civilă. Practic se fac niște lucruri care miră. Miră și în afară de dezacord și îngrijorare, așa cum am spus, nu poate să ne demonstreze nimic altceva. Noi agricultorii
am mizat foarte mult pe faptul că odată cu intrarea în, cu acceptarea noastră ca și candidați pentru aderare la Uniunea Europeană, la noi viața se va schimba în bine. Din păcate, schimbarea este, dar din rău în mai rău. La ora actuală, pentru cei care nu cunosc, fondul de subvenționare a fost micșorat în indici nominali, în indici nominali cu 35%. Și în indici nominali cu 15% și reali cu 35%. Și asta în situația când noi ne confruntăm cu atâtea probleme de sistem, cu atâtea probleme din cadrul agriculturii. Noi cerem, și de fapt cerem nu ca să ne se dea pomeni, noi cerem fiindcă avem un suport considerabil la formarea bugetului. Să ne se dea în fondul de subvenționare cel puțin 2 miliarde. Fiindcă cei care nu cunosc, poate din cabinete de la Chișinău nu se vede, fiindcă nu prea văd demnitarii să ne viziteze în teritoriu, să vină să facă cunoștință cu situația reală. Că, de fapt, fermierii noștri falimentează unul câte unul. Anul trecut, în urma blocării exportului de fructe, urmare a situației care înțelegem că nu a depins de noi. Dar noi am meritat să fim ajutați, cât uși de puțin. Dacă nu s-a putut pentru toți, era normal să fie susținut măcar cei care sunt pe cale de faliment. Și eu i-am propus domnului ministru, în discuții am fost la dumnealui în audiență, și am propus să fie un sprijin adresat. Să se ia dosarul fiecare în parte și să vadă dacă reușește sau nu reușește. Din păcate, în discuția pe care am avut-o, parcă am înțeles că se acceptă, ca mai apoi să fie o declarație că totuși mierele s-au vândut și horticultorii, pomicultorii nu merită să fie sprijiniți. Păcat. Este un mare păcat, fiindcă vreau să vă spun că Soroca din raionul care cu cea mai mare suprafață de mere din Republica Moldova, la ora actuală, se defrișează masiv livezele. Și în loc să vindem mere care le vindem în formă proaspătă, de la 5 lei în sus, vindem lemn de foc. Este trist, este mult, mai mult decât trist. Totodată pe noi ne îngrijorează, da, s-a luat o decizie bună legată de TVA. Numai din păcate am înțeles că se acceptă facturi, e-facturi până una alta și nu înțelegem de ce. Sperăm să avem un răspuns la întrebarea asta. Noi vrem ca să se înțeleagă că Republica Moldova este în mare parte o țară agrară. Și dacă în toată lumea, în cele mai dezvoltate țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, dați-mi oricare altă țară, agricultura este dotată, la noi, în speță, trebuie să fie acest lucru. Noi înțelegem că este greu, noi ne dăm seama în ce situație ne-am pomenit. Numai că dacă nu arăm și să mănânc, nu avem ce aștepta că vom strânge ceva la toamnă. De ce noi merităm un sprijin și cerința noastră principală este ca fondul subvenționar să fie cel puțin 2 miliarde de lei. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Tănase. Mai departe o să oferim cuvântul doamnei Stella Macari, ex-deputată în Parlamentul Republicii Moldova, membru a Comisiei Economiei, Bugete și Finanțe, care în special va vorbi despre aceste aspecte legate de depozite, creditări și așa mai departe. Mersi mult. Mulțumesc, Dana. Bună ziua, stimați cetățeni și dragi reprezentanți ai presei. Cu 2 ani în urmă, cam în această perioadă, participam la o conferință de presă organizată în incinta Parlamentului de către fracțiunea Platformei DA,
în care criticam foarte dur anumite aspecte din politica bugetară fiscală a guvernului Chicu pentru anul 2021, inclusiv intenția lor de a include prevederi prin care băncile, asociațiile de economii în împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative, vor reține un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, iar eu personal am venit cu un amendament pe care am solicitat eliminarea acestor prevederi din proiectul legii de atunci. Sinceră să fiu, nu mă încântă nici cum să depun astăzi amintiri în fața dumneavoastră, doar că e important să aduc în discuție un detaliu și anume că nu doar noi am criticat aspru aceste prevederi și am cerut eliminarea lor, dar și foștii noștri colegi din PAS, iar un amendament similar cu cel propus de mine a venit și din partea lor. E și firesc că astăzi să nu putem trece neobservat faptul că în loc de eliminarea acestui impozit de 3%, așa cum se cerea cu 2 ani în urmă, se decide majorarea lui de până la 7%. Este greu de înțeles această diferență de abordări, dar și mai greu este de explicat oamenilor că cei care au făcut careva economii în anumite conturi bancare, inclusiv pe conturile salariale, vor rămâne fără o parte din ele. Mai bine zis, va fi tăiat din dobânda pe care fiecare își punea miza. Și acești oameni nu sunt puțini. Avem în jur de 1,5 milioane de cetățeni care au conturi în acest sens. De notat că impozitarea dobânzilor este o prevedere mai veche din codul fiscal, însă toate guvernele din 2006 până în 2020 au tot amânat aplicarea ei, conștientizând impactul negativ major. De ce actuala guvernare consideră că acum a venit timpul? Chiar nu este clar. Ori cetățenii noștri în ultimul timp mai mult au sărăcit și nici de cum nu s-au îmbogățit. Deci, de departe, nu este cazul ca noi acum să le impozităm și cele mai mici economii. Așa cum am spus mai sus, majorarea impozitării va afecta, în primul rând, acele dobânzi ale oamenilor care le acumulează la soldurile păstrate în conturile salariale și pentru primirea plăților sociale. Și deseori anume aceste dobânzi motivau pe oameni să nu retragă salariul sau plățile sociale în numerare imediat în ziua primirii acestora, dar să le păstreze în aceste conturi și să le utilizeze achitând cu cardul și utilizând instrumentul de plată sau alte servicii de plată fără numerar, fapt ce reprezintă o necesitate pentru economia noastră. De asemenea, vor fi afectate o parte din remitențele concetățenilor noștri, care sunt păstrate sub formă de depozite în băncile din Republica Moldova. Iar diminuarea venitului disponibil pentru deținătorii de astfel de conturi va duce la descurajarea acestora de a le mai păstra și sigur va produce un efect negativ asupra atractivității mijloacelor bănești din partea persoanelor fizice. Drept consecință, ne putem aștepta lesne la micșorarea fluxului banilor pe piața financiară, care va avea un impact direct asupra bazei de creditare pentru finanțarea economiei, dar și va duce la majorarea presiunilor inflaționiste suplimentare într-o situație și așa destul de precară și instabilă. Nu pot crede că cineva își dorește acest lucru. De aceea, apelul nostru către actuala majoritate este să revadă acest capitol din politica bugetar-fiscală și să revină la convingerile lor de acum 2 ani. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Macar. În continuare vom oferi cuvântul domnului Kiril Moțpan, care va vorbi de aspectul de securitate, tot ce e legat de regiunea transnistreană și, din păcate, anumite aspecte care se introduc inclusiv în aceste două legi extrem de importante pentru Republica Moldova. Bine v-am găsit, prieteni. Evident că subiectul este unul de interes maxim. Așa cum anul 2022 va rămâne în memoria noastră și ca anul cu cele mai mari provocări la securitatea statului. Războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și-a lăsat amprenta și asupra vieții noastre. În același timp, acest război barbar ar fi trebuit să ne determine să punem capăt separatismului pe teritoriul Republicii Moldova, să scăpăm de prezența trupelor armate ale unui stat agresor, să nu mai menținem viu regimul separatist prin inconștiența și lașitatea noastră.
Regretabil, dar decidenții puterii au ales calea schimbului de amabilități cu oligarhii și autoritățile criminale de la Tiraspol. În loc să taxeze dur orice pretenție a Tiraspolului de a i se acorda privilegii ilegale, fapt ce menține regiunea în afara controlului constituțional al Republicii Moldova, guvernul satisface orice capriciu al separatiștilor. În consecință, regiunea separatistă, care fără ajutorul Chișinăului oficial n-ar avea practic șansa să supraviețuiască, își bate în continuare joc atât de Republica Moldova cât și de cetățenii ei. Guvernanții uită că enclavele de vin, de fapt, au fost totdeauna periculoase pentru integritatea unui stat, în special pentru unul divizat artificial, iar în contextul confruntărilor geopolitice devin periculoase îndeosebi. Iar simularea unei griji exagerate față de cetățenii din stânga Nistrului nu mai convinge pe nimeni că doar acest lucru îi frământă pe guvernanții noștri. Sunt 3 decenii de când vorbim despre relații tensionate dintre autoritățile de la Chișinău și așa numită administrație de la Tiraspol, fără a avansa pe agenda reintegrării care, de fapt, nu există. Niciun guvern nu a reușit să apropie politica celor două maluri. Există diversi factori care au dus la actuala atitudine a Tiraspolului față de Chișinău. Nu ne permite timpul să enumărăm pe toți, dar unul însă a contribuit, din punctul meu de vedere, substanțial la această atitudine, și anume felul în care majoritatea foștilor vicepremieri pentru reintegrare din executivele Republicii Moldova au susținut, de fapt, Tiraspolul în detrimentul Chișinăului, în cadrul dialogului și procesului de negocieri. Pionierul acestei activități a fost Eugen Carpov, care în aprilie 2014 la Viena, în cadrul formatului de negocieri 5+2, a acceptat Tiraspolul ca parte egală la negocierile pentru reglementarea referendumului transnistrian. A continuat tradiția dată și Victor Osipov, care s-a manifestat prin faptul că în aprilie 2015, la propunerea lui, guvernul de la Chișinău a legalizat activitatea magazinelor tip duty free ale lui Ilan Șor, ca să nu uităm, în regiunea transnistriană. Și succesorul acestuia, George Balan, a continuat practica de acceptare fără ezitare a pretențiilor, inclusiv a accesului liber al separatiștilor la zona VIP a aeroportului Chișinău. În timpul mandatului său, vă reamintesc, în noiembrie 2017 a fost redeschis podul de la gura Băcului Băcioc, însă în ziua deschiderii podului, partea transnistriană și-a fortificat un post numit de grăniceri, vamă și migrație în preajma podului, în sadul Băcioc, fortificând astfel în mod oficial pretinsul hotar transnistrian la toate podurile de pe râul Nistru. Reacția Chișinăului, ca de obicei, a fost una anemică. În același proces de facilitare a circulației liderilor separatiști prin aeroportul internațional Chișinău, a contribuit și fostul vicepremier Cristina Lesnic. Iar Olga Cebotar, cum bine se cunoaște, a fost parașutat în funcția de vicepremier chiar de Kremlin. Despre declarațiile lui Oleg Serebrean, care au scandalizat opinia publică în ultimele zile, încât unii ne-am întrebat dacă mai servește acest oficial intereselor Republicii Moldova sau regimului de la Tiraspol, s-a vorbit suficient de mult. Singurul oficial, doar reamintesc, moldovean care nu s-a conformat solicitărilor separatiștilor, a fost vicepremierul Vasile Șova. În concluzie, pe parcursul anilor, regimul secesionist nu a ținut cont nici pentru o clipă de obligațiunile pe care și le-a asumat prin prevederile acordului din 1992 și a celui din 1998, semnat la Odessa, ci doar a profitat de diverse privilegii. Faptul că a acceptat asemenea cederi tactice, motivate în general de interesele corupților, a și discreditat Chișinăul în mare parte în fața Tiraspolului pe parcursul acestor 3 decenii de independență. Vă reamintesc doar că pe parcursul anului curent, platforma de Demnitate și Adevăr a avut mai multe propuneri care ar fi ajutat, poate într-un fel sau altul, la reglementarea referendumului transnistrian. O să reamintesc și de legea din 2005, care a fost uitată, din păcate. Am avut și mai avem șansa să îmbunătățim această situație, dar trebuie să ne dorim foarte mult. În anul 2023, va fi unul decisiv pentru dezvoltarea democratică, securitatea statului, asigurarea stabilității economice și sociale, menținerea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Vă urez tuturor un an, pentru că suntem despre sfârșit de an în definitiv, un an cu mai multe bucurii și evident că să avem pace și liniște în Republica Moldova. Mulțumim mult, domnul Moțpan. Aici un element foarte important în continuarea gândurilor expuse de domnul Moțpan sunt aceste cedări unilaterale la care a recurs Chișinău inclusiv în ultima perioadă. Noi am fost critici la aceste cedări și în legătură cu facilitarea activității uzinii metalurgice de la Râbnița, fără a ține cont de prevederile legale, emiterea autorizațiilor de mediu, cât și un aspect extrem de important care se regăsește în politica bugetar-fiscală este cea de a renunța la impozitarea importurilor de metale pentru rezidenții de la Chișinău, ceea ce practic este o normă care practic dă la dispoziția Tiraspolului o întreagă ramură a economiei, cea metalurgică. Și așa, în ultima perioadă, am văzut aceste cederi ca, într-un definitiv, Republica Moldova, prin aceste modificări la politica bugetar-fiscală, să piardă un control asupra unei ramuri importante, atât pentru cetățenii Republicii Moldova care fac afaceri în domeniul respectiv, cât poate și mai important pentru Republica Moldova controlul economic a regiunii respective, care, din păcate, nu este în deplin, haideți să spunem, controlată de autoritățile Republicii Moldova. Sunt niște factori destul de alarmanți în condițiile în care Chișinău avea poziții mult mai favorabile de a institui un control, cel puțin de a institui mecanisme de respectare a drepturilor omului, facilitarea libertății de circulație a mărfurilor, a persoanelor fizice și așa mai departe. Sunt un aspect foarte complex, multe de discutat și rugămintea la acest capitol guvernarea să nu se grăbească și să nu mai ia decizii controversat. Mai departe oferim cuvântul domnului Liviu Vov, care va vorbi despre problemele unei largi pături din societatea noastră, despre patentari și despre prevederile respective în legea bugetului și politica bugetară fiscală. Anul acesta a fost unul destul de complicat. Tariful gazelor naturale s-a scumpit de peste 5 ori. Energia electrică s-a scumpit și ea. Prețurile la combustibil au explodat. Inflația a ajuns peste 30% și respectiv a afectat prețurile la mărfuri și la produsele alimentare. Toate aceste lucruri s-au răsfrânt peste nivelul de trai al cetățenilor din Republica Moldova. Anume din această cauză, platforma DA, analizând toată situația, analizând prevederile legislației, a observat o problemă cu care riscăm să ne confruntăm din 1 ianuarie. La sfârșitul lunii octombrie am ieșit într-o conferință de presă și am atenționat guvernarea că de la 1 ianuarie cei care activează în bază de patentă de întreprinzător în comerțul cu amănuntul nu vor mai putea să activeze. În prag de iarnă vor rămâne fără unica lor sursă de existență. Și e vorba de 5.500 patentari. În spatele lor sunt soții, copii, iar numărul persoanelor afectate se ridică la peste 15.000 de oameni. Oameni care ar fi rămas fără venitul familiei, fără sursă de existență. Am solicitat guvernului să prelungească termenul de activități în bază de patentă încă pentru 4 ani. Și acum o să fiu sincer. Am solicitat 4 ani ca să fie prelungit măcar cu 2-3 ani. Pentru că cu toții înțelegem și vedem situația, vedem prognozele guvernului chiar, că 2023 va fi tot un an complicat. Și acești oameni au nevoie de stabilitate, să știe măcar că 2 ani ei vor lucra și după aceea o să se pregătească ca să treacă la un alt model de activitate. Și parcă am fost auziți de guvern. Doar că am fost auziți doar cu o bucată de ureche. În loc de 2-3 ani, au prelungit activitatea de patentă doar cu jumătate de an. Chiar patentarii sunt
cei mai mari inamici a statului, chiar de ei trebuie să ne batem joc și să-i fugărim cu jumate de an. Noi îndemnăm guvernul să-și modifice prevederile din codul fiscal și să prelungească activitatea de patentă cu minim 2 ani. Lăsați în pace acești oameni să activeze. În condițiile actuale de criză, nu căutați destabilizări persoane care din cauza că vor fi sub limita supraviețuirii, vor fi nevoiți să iasă în stradă. Lăsați-i să activeze, să-și câștige o bucată de pâine. Prelungiți activitatea patentei cu minim 2 ani. Acesta este mesajul platformei DA către actuala majoritate parlamentară și către Guvernul Republicii Moldova. Mulțumim, domnul Vovc. Am încercat să fim cât se poate de succinți, neavând posibilitatea unei fracțiuni parlamentare de a veni cu amendamente. Vom expedia toate aceste neavând posibilitatea să venim cu amendamente sau să ne expunem într-un format mai larg de consultări, pentru că chiar la o analiză exhaustivă pe care au făcut-o colegii pe diferite domenii, vedem foarte multe lacune. Sunt momente pozitive, trebuie să recunoaștem, dar sunt foarte, foarte multe lacune, scăpări și asta nu este doar rezultatul, haideți să spunem, a nedorinței de a face lucrurile bine. Este rezultatul faptului că s-au grăbit, este rezultatul faptului că n-au consultat cu ramurile de specialitate acest proiect, este faptul că documentul s-a pregătit netransparent și vă asigur că unii birocrați de la guvern care întocmesc aceste documente extrem de importante nu pot cunoaște anumite dedesubturi cu care se confruntă oamenii nemijlociți implicați în procesul de activitate pe diferite ramuri. Respectiv, solicitarea majoră este că până a fi supus votul acest proiect să revină la consultări, să facă largi dezbateri, să țină cont de recomandările și amendamentele inclusiv propuse de noi ca formațiune politică, pentru că aici, chiar în fața domniilor voastre, sunt oameni care sunt implicați în diferite ramuri de activitate, agenți economici, agricultori, oameni care știu domeniul securității, oameni care știu domeniul financiar-bancar, oameni care știu domeniul social, civil și așa mai departe. Și vă rugăm din suflet să nu agravați prin anumite modificări neinspirate situația și așa destul de complicată cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Mai ales că se poate mai bine, se poate de îmbunătățit aceste proiecte. Vă mulțumim, vă dorim o zi bună și dacă nu ne mai revedem într-o conferință de presă până la sărbători, vă dorim sărbători cât mai fericite, pace, bunăstare familiilor voastre, o să fie bine, o să trecem și de anul viitor complicat, împreună, cu mai multă rațiune, cu mai multă înțelepciune și, evident, cu mai puține orgolii. Sper că o să răsară și la noi odată soarele sus, tare, și o să trăim în pace, bunăstare, nu doar noi, dar și vecinii noștri din Ucraina, care o duc mult mai rău. Sărbători fericite, un an nou fericit, mulți ani tuturor! Mulțumim! Mulțumim!